Salutare și astăzi vom juca Nu atinge verde pe noua mapă numită Rush Hour. O să jucăm cam în felul următor. Jucăm Rush Hour cu 32 de persoane, iar noi trebuie să nu atingem verde. Deci dacă atingem verde suntem descalificați, iar dacă atinge 3 ori verde, la a treia atingere de verde, videoclipul se încheie. Deci hai să începem! Hai da, pentru fiecare meci în care eu n-am atins culoarea verde și am câștigat, primesc un punct. Mamă, dar toate mașinile sunt verzi. Bine, culoarea galbenă mai bine că am pus culoarea verde. Culoarea verde e efectiv imposibil. Hai de fapt culoarea portocaliu, că sunt mașini portocalii. Dar mai puține și pot să... Hai să vedem dacă iau vreun punct. Aici... Nu! Nu! No way! Ok, momentan am 0 puncte și 0 atingem de galben. Asta e cam o regulă. Am un skin galben, asta ne dă. Ce skin galben să-mi iau eu asta? Hai să nu... Ai mumie, ce... Sare, n-am nimic. Ok, hai să jucăm la shower. Sper să vină cât mai rapid PES-ul, pentru că când vine PES-ul, fac un video. Oricum o să iau PES-ul ăla. Să zice că are special în el și nu vreau să ratez o specială. Culoarea portocaliu. Portocaliu și galben se pun amândouă, dar eu n-am voie să... Adică am voie playerii. Ok, aici. Încă n-am văzut mașini portocaliu, dar... Ok, mergem aici. Dar o să vină și mașini bune. Nu! Ok. Deci, la prima oară când o să ating portocaliu, videoclipul se încheie la 7 meciuri pierdute. 7 meciuri pierdute, videoul se încheie. Deci, momentan am 2 meciuri din 7 pierdute. A, da, și dacă câștig 3 meciuri, atunci am câștigat. Deci, practic, trebuie să câștig măcar 3 meciuri. Tata, bun, bun, bun. Ok. Hai să câștigăm. Ia să mergem, am un tactic. Nu! Mă împins botul. 3 meciuri pierdute. Deși mă împins botul și n-ar fi corect. Dar bine, hai să zicem că e corect, nu? Bine, nu e corect, dar să zicem că e corect. 3 meciuri pierdute din 7. Nu e corect, adică mă împins botul. Sau nu mi-a ieșit mie săritura? Nu știu, dar o să mă uit eu pe filmarea, dar oricum. Ok, să jucăm. Era să zic că și bloc de aici. Asta era să zic că... Oricum, schimbă asta. Se schimbă. Nu te cred. 4 meciuri pierdute în 5 minute, wow! Ce rapid! Selendi, insane! Ok, hai să
facem acest challenge insane cu succes. Am 4 meciuri pierdute. Ei. Trebuie să câștig 3. Da, nu cred că o să fac challenge-ul ăsta. Și poate voi face partea a doua a challenge-ului. Dacă nu câștig, dacă nu câștig acum, câștig în partea a doua. Care o să o fac în curând. Mamă, iar era să pierd. Mă, da. Sigur l-ai bot. Am emote-ul legat. De bătaie. Hai să câștigăm și noi un match. Dăm și un emote. Că de ce nu? Nu. Ok. Nimica portocaliu pe aici. A, în portocaliu se pune și galben, deci... făteți. Așa, galbena. Dar oare, oare pot să fac o săritură asta? Bine, un meci câștigat. Hai rapid, pentru că eu am și un timp limitat. Gen, am un timp limitat. Dacă se încheie filmarea, fără să fac eu ceva de încheiere, înseamnă că timpul s-a scurs. La momentan nu s-a încheiat și din cauza stumble-ului, că se mișcă greu până să îngheie harta și pierdem timp. Pentru că deja am câștigat un meci, la primul meci. Nu alerg, nu băgăm și regula asta, că ar fi prea insane. Ok. Oare pot să fac eu schema asta? Nu știu, oricum o să fac un video separat pentru schema. Și schema tu. Bun, și schema. Bun, dăm și un emote. Dau și un emote. Ia să vedem aici. Am încercat el. Bine, m-am cam riscat acolo. Oh, nu. Boților, muriți că nu prea mai altă soluție. Sau... Nu! Ce? Ce? Nu, se pune că a câștigat meciul ăsta. Deci e meci câștigat ăsta. Pentru că nimeni nu zicea că nu pot să sar înapoi. E bug. La bug-uri, deci la bug-uri nu se pune. Deci eu am câștigat punctul. Că a fost bug acolo. Deci am câștigat punctul. Cred că mai am vreo un minut jumate de timp. Dacă câștig meciul ăsta, am câștigat tot cam două meciuri câștigate. Era shower, era logic. Uitați-vă puțin cum dau boții în mine și că dau cu pungul. Stai că le dau eu acum cu inima oricum ceva. Oh. Nu! Ce a fost asta? Hai rapid. Avem 5 meciuri pierdute și 2 câștigate. Și un timp foarte scurt, mai avem un timp extrem de scurt. Deci să facem challenge-ul ăsta rapid. Ok. Ok, hai să terminăm meciul ăsta. Nu, că e un bug. Ok, e un bug.
oare pot totuși? Nu vreau să încerc. Adică să încerc, adică să mă risc. What? Ați văzut ce mi-a apărut mie pe ecran? Ok, cred că e un obstacol. Aia, pe jocule, cam timp limităm. Și mașini. Mai mult bocești. Aoleu. Bine. Deci dacă am aflat, tot am fost și cu challenge-ul ăsta, pa, pa.